Centrul Surcevei va găzdui și în acest an o nouă ediție a Târgului de Paște. Evenimentul se va deschide pe 8 aprilie și va rămâne deschis până pe 1 mai. Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, prin Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava și produs în Bucovina, organizează în perioada 8 aprilie 1 mai anul curent pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor din Suceava, Târgul de Paști produs în Bucovina. În cadrul acestei manifestări vor fi invitați meșteri populari specializați pe diferite meșteșuguri, dar vor avea loc și ateliere demonstrative de încondeiat ouă. Desigur, nu vor lipsi produsele tradiționale, gastronomice, specifice perioadei pascale.